seara, dragii mei! Bună ziua, bună dimineața, oriunde te v-ați afla. O să discutăm în cele ce urmează despre energia săptămânii 11-17 noiembrie, ce ar fi important ca semnele zodiacale, toate semnele zodiacale să afle că ar putea să se întâmple în această săptămână. 11-17 noiembrie, energia generală, după care în fiecare zi, așa cum am început ușurel să vă obișnuiesc, avem acel horoscop cu auroscop de seară. Bine, puteți să vedeți și dimineața. Haideți să vedem, dragii mei, energia generală a acestei săptămâni. Cred că este posibil ca în această săptămână să fie nevoie sau nu să cheltuiți mai mult decât produceți, așa că aveți mare grijă la economiile voastre. Sigur că există anumite porniri de a face așa un shopping necontrolat, mai ales că asta este, se apropie și sărbătorile ușor, ușor, încet, încet, o să începem așa cu Sfântul Andrei. Cred că din acest punct de vedere sau sub acest aspect s-ar putea să aveți câteva îngrijorări, să existe un ușor dezechilibru în ceea ce privește planul financiar. Încercați pe cât se poate să puneți deoparte câțiva bani și să nu cheltuiți în exces. Din punct de vedere al carierei, este posibil să lucrați în domeniul vânzărilor sau este posibil să vindeți, să cumpărați ceva, să vă angajați în domeniul vânzărilor sau este o săptămână foarte bună în ceea ce privește o tranzacționare, o vânzare. Adică dacă aveți de gând să vindeți ceva, mai mult decât să cumpărați, este o săptămână prielnică, sigur că liberul arbitru va aparține și țineți cont de situațiile particulare. De ce? Pentru că o să câștigați la finalul acestei săptămâni, există posibilitatea să câștigați niște bani așa, în plus, în urma unor negocieri de-a lungul săptămânii. Ceea ce vă oferă posibilitatea să investiți maturi, o sărbătorire a unei intrări spectaculoase de bani. Câștigați niște bani, extra bani. De asemenea, există posibilitatea să vă gândiți cei care au ajuns la vârstă, de exemplu, să-și depună dosarul de pensionare, alții să se retragă cumva din serviciul pe care îl au pentru a-l schimba cu altul. Posibil există și varianta ca un hobby să fie transformat, o pasiune să fie transformată în job. Dacă nu, există posibilitatea să vă retrageți cumva, să faceți ceva extra față de ceea ce faceți voi sau deosebit diferit față de ceea ce faceți voi în mod normal. Pentru Zodia Berbec, minutul 03:20. Energia generală a săptămânii 11-17 noiembrie, Zodia Berbec. Bani, carieră, relații. Berbec, Zodia Berbec, 11-17 noiembrie. Este o săptămână în care este extraordinar de important să nu mai așteptați nimic de la nimeni și să vă suflecați mânecile și să treceți la treabă, să nu mai amânați un anumit moment. Este o săptămână în care munciți destul de mult, acționați în diferite direcții cu ambiție, manifestați bani pentru că ei s-ar putea să vină într-o cantitate considerabilă, mai ales în mijlocul săptămânii, dar și cheltuieli pe măsură. Așa că încercați să puneți și rezerve și să nu cheltuiți în exces acești bani. Posibil ca unii berberi să lucreze în management sau să reușească să obțină un job în management, în orice caz, probabil că este vorba despre un rang mai înalt, este posibil să deveniți vizibili, vorbim despre persoane atletice, în sfârșit, obțineți vizibilitate, recunoaștere în premii, recunoaștere în bani, posibil să vi se mărească salariul, să obțineți un comision, o intrare fericită de bani în această săptămână.
Sunt destul de multe, mulți berbeci care au niște talente ascunse pe care, dacă le-ar pune în evidență cu siguranță, le-ar plănui cu siguranță, acest lucru le-ar mai aduce un venit în plus sau ar mai, cum să vă zic, i-ar ajuta pe berbeci, fie berbecuțe, fie berbeci, să câștige extra bani. Deci o săptămână la berbeci în care banii sunt foarte, foarte, nu neapărat importanți. Vin de unde, de neunde, vă treziți cu sume de bani pe care, în sfârșit, în unele cazuri așteptați, în unele cazuri nu. Taur 05-47. Haideți să vedem cum ar arăta energia săptămânii 11-17 noiembrie. Pentru tauri. S-ar putea să primiți o anumită sumă de bani și voi cred că așteptați, vă gândiți foarte mult la această sumă de bani, intrarea în posesia unor drepturi, niște bani veniți din urma unei tranzacționări, poate vindeți ceva în sfârșit. Ideea este că îi veți obține și veți sărbători o mare victorie în acest sens, ceea ce vă face să vă pierdeți controlul de fericire, așa spune acest mesaj. De asemenea, dacă v-ați investit banii într-o anumită afacere, nu știu, un teren, în sfârșit, cred că culegeți roadele, în urma unei tranzacții veți avea parte de suma de bani pe care vă doriți și la care vă așteptați. O să vă bucurați, o să sărbătoriți și fără doar și poate există posibilitatea să puteți să reinvestiți. Este o săptămână foarte bună de a reinvesti. Există de asemenea posibilitatea unei promovări și foarte multe conexiuni, conectări, comunicări, reluare de comunicări. Sunteți în vervă în această săptămână, chiar la muncă. Este posibil ca anumiți tauri să se retragă din activitate, alții s-ar putea să primească un job nou, să reușească la un interviu și să primească un job nou cu un pachet salarial extrem de motivant. Pentru gemeni 0752. Sper să vin cu vești bune, că până acum văd că e de bine. Pentru zodia gemeni. Haideți să vedem, dragii mei gemeni, cum ar arăta pentru voi săptămâna 11-17 noiembrie. Posibil ca toate semnele zodiacale să fie pe o pantă ascendentă, mai ales că ultima săptămână s-a încheiat probabil ușor așa, dificil. Noi începuturi pe toate planurile, în orice caz este vorba despre a o lua-o de la cap, într-un alt serviciu, într-o altă relație, într-un alt oraș, să vă mutați dintr-o casă în alta. Cert este că este o mutare fericită, o schimbare foarte fericită ce vizează această mutare, așa că dacă puteți să puneți deoparte ceva, niște bănuți, niște resurse, să le puneți mai ales materiale, financiare, să le puneți deoparte, să știți că vă ajută să vă construiți cuibul, știți, în altă parte. Asta în cazul în care, eu știu, este posibil să oficializați o relație sau este posibil să construiți o casă, să vă mutați în altă casă, să, în sfârșit, cei care fac asemenea tranzacții, tot așa, este imperios necesar să puneți deoparte pentru mobilă, de exemplu, sau renovarea casei. Sunteți foarte, foarte preocupate să vă faceți locul vostru, știți, al vostru. De aceea, în afară de renovare, în afară de cumpărare a unei case, a unui cuib, să spunem așa, este posibil, acolo unde este cazul și unde vârsta vă permite, chiar mărirea familiei, gândul de a avea un copil sau chiar să primiți o veste în acest sens, cum că ați rămas puțin, puțin însărcinați, însărcinate, știți?
În ceea ce privește cariera voastră, s-ar putea să existe posibilitatea să vă desfășurați activitatea în domeniul sănătății, orice ține de acest aspect al sănătății. Dacă lucrați în health care, mă rog, în sănătate, aveți posibilitatea unor noi oportunități sau este posibil să obțineți un job în asigurări sau asta cred că v-ar sta vouă cel mai bine să lucrați în vânzări în tot ce, în ceea ce înseamnă partea aceasta de sănătate și asigurări. Sau posibil să vi se propună un job de genul acesta, un parteneriat sau o asociere. Pentru zodia RAC 10-35, cum ar arăta săptămâna 11-17 noiembrie pentru zodia RAC? Haideți să vedem, dragii mei, dragi, cum ar arăta. Ei, vi se aprind toate beculețele. În această săptămână vă prindeți de absolut tot ceea ce trebuie să vă prindeți. Secrete, ies la iveală, adevăruri ascunse, ies la iveală, vă pică fisa în absolut orice problemă. Orice problemă care părea de nerezolvat, o să o rezolvați la momentul oportun pentru că se întâmplă ceva, vi se aprind beculețele și veți fi și felicitați pentru acest lucru, mai ales la serviciu. Vă vin tot felul de idei, la fel noi surse, resurse financiare, materiale, apar vești, în ceea ce vește planul acesta material și financiar, care implică anumite sume de bani de unde nu vă așteptați. Adică ceva, spuneați, numai la asta nu mă gândeam. Ceea ce vă determină să fiți foarte inspirați. V-am zis, sunteți niște persoane care, cu ajutorul ideilor fantastice pe care le aveți, s-ar putea să fiți remunerați și chiar, nu știu, avansați, dacă ne referim la locul de muncă. Un antreprenoriat, cred că așa se prefigurează, plutește în aer și chiar această, cred că ar fi foarte bine dacă v-ați dezvolta pe această latură, pentru că în această săptămână s-ar putea să preluați inițiative, să întreprindeți foarte multe lucruri pentru care sunteți și plătiți, un nou job, în orice caz un job în partea aceasta de care vă solicită creația. Sunteți foarte creativi în această săptămână. Așa că cred că veți fi și răsplătiți pentru ideile care vă vin și unele chiar soluționează niște probleme destul de dificile pe la serviciu. Pentru zodia Leu 12-48, cum ar arăta săptămâna 11-17 noiembrie pentru zodia Leu? Cum ar arăta această săptămână 11-17 noiembrie? Am să lasă să se extragă fiecare carte și pentru voi, dragii mei leuți. Există posibilitatea să aveți niște probleme cu banii, probleme care ar duce către conflicte, neînțelegere vis-a-vis de anumite sume de bani. Nu vă convine banii pe care îi primiți, nu vă convin banii pe care îi primiți, poate, eu știu, vi se ia din salariu, nu vreau să vă supăr. Mă rog, nu neapărat că vi se iau din salariu, dar nu vă, s-ar putea să nu fie ok din punct de vedere al banilor și în felul acesta există și posibilitatea să vă dați demisia sau să existe dorința de a pleca de la un serviciu pentru că nu sunteți foarte bine plătiți și pentru că spuneți acest lucru s-ar putea să intrați în conflict cu angajatorii sau angajatoarele voastre. Dar uite că o să vi se facă dreptate, mai ales dacă ne referim la un conflict de muncă, mai ales dacă vi s-a luat din salariu, pentru că de aici cred că pornește conflictul. Probabil că există posibilitatea să vi se ia din salariu, să nu primiți banii pe care îi așteptați și atunci există așa, un,
foc. Luați foc, dragii mei, dragile mele. Dar să știți că, cum să vă zic, că vise, o să vedeți, o să reușiți până la urmă, o să vă vină niște idei extraordinare de a câștiga bani, de a depăși acest conflict, pentru că vin niște idei extraordinare, lucrative, briliante, astfel încât să nu duceți lipsă. Faceți ce faceți, cădeți în picioare și oricum veți obține până la urmă acest rezultat din care toată lumea are de câștigat. Deci probabil că ajungeți la un consens, totul se rezolvă de la sine, din punct de vedere financiar, conflictul de muncă se rezolvă, astfel încât, eu știu, să aveți parte de un nou job. S-ar putea să plecați, să încheiați conflictul, plecați de la acest job, vă strângeți mâna, nimeni nu-și dă demisia, plecați cu acordul părților și, în sfârșit, împăcați și capra și varza. Pentru zodia Fecioară, 15-44, cum arată săptămâna 11-17 noiembrie? Chit că a devenit clișeu această informație, doar că îmi doresc foarte tare să preluați doar elementele cu care rezonați, pentru că, fiind o energie generală, colectivă, s-ar putea să vă potrivi sau nu. Zodia Fecioară, 11-17 noiembrie. Și la voi am să las să se extragă o anumită carte care conține un anumit mesaj, ia cred și la Gemeni, cred că a ieșit acest mesaj foarte frumos, găinuța cu ouăle de aur. Cred că și voi vreți foarte tare să o luați de la capă. Sunt foarte multe fecioare care este posibil să se mute dintr-o relație în alta sau într-o relație nouă, dacă sunt singuri sau singure, să-și dorească acest lucru să o facă, dintr-o casă în alta, dintr-un loc în altul, dintr-o țară în alta. Există această săptămână prielnică pentru a face această schimbare. Fecioarele își doresc foarte tare să se stabilească în altă ordine de idei undeva, să-și construiască cuibul, să aibă ceva al ei sau al lui. De aceea nu este de mirare dacă vreți să oficializați o relație sau dacă vi se cere să oficializați o relație. Este ca și cum v-ați așeza la casa voastră în final sau sunteți hotărâte să faceți niște schimbări majore în casă, vă vă renovând casa sau vă văd făcând curățenie în casa voastră, în grădina voastră, în curtea voastră, la birou. Sunteți foarte, foarte hărnicuți sau hărnicuți în această săptămână, pentru că vă doriți și o organizare, reorganizare a vieții voastre, începând cu această mutare. De ce nu? Iar acolo unde este cazul și unde vârsta vă permite, dorința, voința, situația maritală, există și posibilitatea să vă întemeiați o familie. Și aici mă refer cu tot tacâmul, inclusiv nașterea unui bebelache. Așa că nu pot decât să vă urez succes, să vă urez succes. Sunt foarte multe fecioare care se gândesc chiar să își construiască un nou cuib, știți? Adică există și posibilitatea ca unele fecioare proaspăt divorțate sau nu, sau separate, sau chiar divorțate de ceva vreme, să se stabilească într-un nou cămin, să-și facă un nou cămin, o nouă relație. Este posibil să obțineți un job în domeniul sănătății, o nouă oportunitate, noi oportunități în acest domeniu. De asemenea, este posibil să vă angajați sau să evoluați foarte frumos în domeniul asigurărilor, imobiliare, asigurări de viață, etc. Pentru zodia Balanță, 18-58. Haideți să vedem, dragii mei, dragile mele Balanțe, cum ar arăta pentru voi săptămâna 11-17 noiembrie. Ce ar trebui să știe Balanțele că se ar putea întâmpla în această săptămână? Haideți să vedem dacă la voi vin cu vești bune. Ia, uitați, un trifoi cu patru foi din aur, din haur, glumim. Dragii mei, să știți că este o săptămână extraordinar de norocoasă. Străluciți din toate și veți străluci din toate punctele de vedere. Conul abundenței
foarte multe șanse de a evolua din toate punctele de vedere. Practic, visurile voastre devin realitate. Dorințele vă sunt împlinite, mai ales în această săptămână. Profitați de ea, mulțumiți cu recunoștință pentru fiecare clipă din această săptămână, pentru că ea vă aduce schimbări importante în domeniul financiar, cu câștiguri financiare. Doamne, ce vești bune vă aduc! S-ar putea să petreceți foarte mult timp afară, în afara biroului. Cred că este și o săptămână în care s-ar putea să călătoriți mai mult decât o faceți de obicei. Foarte multe surprize și afaceri care aparent sunt riscante, dar pentru că riscați și câștigați. Pentru că riscați și câștigați, asta este. Așa că așteptați-vă și la oportunități, și la afaceri, și la oferte și propuneri aparent riscante. Cine nu riscă, nu câștigă, și cred că vă știți foarte bine acest lucru. De asta riscați și de asta și câștigați. N-aș fi rău să jucați la loto, cine știe? Bine, acum glumim, știți cum este, până la urmă. Dar cine știe, n-ar fi rău să jucați la loto. Haideți să vedem la Zodia Scorpion, 21 și 19. Dragii mei, dragi scorpioni, haideți să vedem cum ar arăta pentru voi săptămâna 11 noiembrie. Pentru voi, următoarea săptămână gravitează în jurul unor, n-aș putea să spun probleme în ceea ce privește cariera voastră, afacerea voastră, business-ul, dacă l-aveți separat sau nu, sau cu ce vă ocupați voi în mod zilnic. Cum să vă zic? Aveți nevoie de organizare, aveți nevoie de instrumentele necesare de a realiza un business propriu. Este momentul foarte bun să deveniți proprii voștri angajatori, sau să construiți ceva, să realizați un plan, să construiți ceva al vostru, și de aceea s-ar putea să aveți nevoie de mai mulți bani. De asemenea, este posibil să îi aveți datorită unui împrumut, să obțineți un împrumut. Tot felul de mutări, s-ar putea să vă mutați din căminul conjugal, atenție, sau să vă mutați într-o casă nouă, într-o locuință nouă. Să aveți dorința să vă mutați într-o locuință nouă și să aveți nevoie de mai mulți bani, și acești bani s-ar putea să îi obțineți prin intermediul unui împrumut. Atenție la mâncatul acesta excesiv sau la ore nepotrivite, pentru că anumit scorpion s-ar putea să aibă ceva probleme cu greutatea sau să înceapă să aibă probleme cu greutatea, și asta nu prea este în regulă din punct de vedere al sănătății. Dar și este nevoie de foarte multă muncă, știți, de a da jos aceste kilograme în plus. S-ar putea să fie o săptămână absolut minunată de a vă gândi să renunțați la alcool, tutun, mâncatul excesiv, în sfârșit toate adicțiile acestea pe care le aveți. Este, că tot vorbeam de business, un sfat așa din partea ghizilor spirituali vis-a-vis de o afacere proprie. Foarte bine ar merge partea aceasta de food, de mâncare. Cine știe, poate că activați în domeniul acesta sau cunoașteți pe cineva ca partener în domeniul bucătăriei, șef, că tot este la modă acest termen, șef, master chef, by the way, fun. Și tot ce înseamnă furnizor de, nu știu, poate Horeca, furnizor de alimente, alimentație publică, în sfârșit. Da, spuneam, este așa, overall, este vorba despre o energie generală. Pentru Zodia Săgetător, 24-22. Haideți să vedem cum ar arăta pentru voi săptămâna 11-17 noiembrie. Astro Tarot, Săgetător.
11-17 noiembrie, cum ar arăta pentru voi această săptămână? Păi ar arăta cam așa, șirului Fibonacci, toate se rezolvă la momentul perfect, toate lucrurile se întâmplă atunci când trebuie să se întâmple pentru voi și cred că este posibil să fiți promovați la locul de muncă, să fie o schimbare importantă, interesantă la locul de muncă. Tot felul de conexiuni pe care le obțineți, cunoașteți foarte multă lume, explorați. Este o săptămână foarte, foarte benefică pentru a explora lucruri noi, situații noi, joburi noi, dar este posibil în egală măsură să revizitați un fost loc de muncă și acolo să reluați niște conexiuni, oameni care s-ar putea să vă ajute la noul loc de muncă. Conexiunile care n-au fost uitate. Pe aici, pe acolo, s-ar putea să vă pierdeți controlul la un moment dat, pentru că sunt foarte multe persoane care s-ar putea să vă bage bețe în roate. De asemenea, este o săptămână în care, dacă aveți o afacere proprie sau o activitate pe care o făceați extra pe lângă ce faceți voi în mod zilnic și a fost abandonat acel proiect, a fost dat uitării pe o perioadă limitată, cred că este un moment foarte, foarte important să reluați de acolo de unde lucrurile au rămas în pom și pomul în aer, pentru că de data aceasta s-ar putea ca acea activitate să renască frumos, așa, ușor, ușor și frumos, ca pasărea Phoenix din propria cenușă. Pentru zodia Capricorn, 26-49, cum ar arăta săptămâna 11-17 noiembrie pentru Capricorn? Săptămâna 11-17 noiembrie. Lucrurile vor merge mai departe, vor continua. The show must go on. Cred că este un moment pentru evoluție, pentru progres. Lucrurile încep să se desmorțească, în cazul vostru, pe toate planurile și mai ales pe planul financiar, astfel încât ori câștigați bani cu mai multă ușurință, este vorba despre abundență și vorbim în special de abundență financiară, intrați în posesia unei sume de bani pe care o așteptați datorită intervenției divine. Lucrurile se întâmplă exact când trebuie să se întâmple. Voi s-ar putea să fiți indecise în ceea ce privește o călătorie, s-ar putea pe calea aerului. Asta dacă nu este vorba despre a intra în contact cu persoane din zodia Gemeni, Vărsător, Balanță. S-ar putea să vă întâlniți cu aceste persoane la finalul de săptămână, în urma unei călătorii pentru care sunteți indeciși, aceste persoane fiind rude de ale voastre. S-ar putea să primiți o invitație la un eveniment social, mondan, să trebuiască să mergeți și nu vă convine foarte tare să vă întâlniți cu rubedenile, mai ales dacă sunteți certați, certate. Însă, să privim partea aceea foarte drăguță cu banii, vă vine o sumă de bani pe care o așteptați extraordinar de mult. Pentru Vărsător, 29. 28-59, hai să facem așa. Pentru zodia Vărsător, cum ar arăta săptămâna 11-17 noiembrie? Vărsător, wow! Să știți că după
destul de multe probleme. S-ar putea ca această săptămână să fie presărată cu tot soiul de probleme. Dar nu sunt decisive, pentru că nu o să vă împiedice foarte tare. Adică sunt probleme din toate punctele de vedere, sub toate aspectele, obstacole, hai să spunem așa, grosomodo, însă le veți trece pe toate cu brio. Pentru că la finalul acestei săptămâni să aveți parte de stabilitate din punct de vedere financiar, securitate, securizare financiară. De asemenea, s-ar putea să vi se propună un parteneriat sau s-ar putea să vi se propună un proiect pe la serviciu în care să fiți conducător de echipă, lider, manager de proiect, etc., etc. Și veți face ușor, ușor progrese în acest caz, astfel încât să fiți până la urmă aplaudat la scenă deschisă după realizarea acestui proiect cu obstacole. Dar la sfârșit o să reușiți să duceți la bun sfârșit orice fel de plan, orice fel de proiect. Mai mult decât atât, cei sau cele care probabil își doresc să înceapă o afacere pe cont propriu vor întâmpina destul de multe obstacole, însă le veți trece. Trebuie să rețineți că le veți trece cu brio pe toate. Și este o săptămână în care, la fel, este extrem de prielnică pentru a deveni propriul angajat, să știți. Vă veți lua asupra voastră destul de multe responsabilități, sunt foarte multe responsabilități de dus, inclusiv, eu știu, organizatoric, din punct de vedere organizatoric, contabilitate, finanțe. Însă, până la urmă, privind partea plină a paharului și privind așa în depărtare destinația, lucrurile arată foarte bine. Succes, recunoaștere publică, merite și aplauze, v-am spus la scenă deschisă, pentru implicarea voastră. Pentru zodia Pești 31-59, cum ar arăta săptămâna 11-17? Noiembrie, nu s-a întors nicio carte, așa că am să le iau doar pe cele care se întorc. Pești, 11-17 noiembrie, cum ar arăta? Wow. Voi plecați? S-ar putea să plecați? Voi sunteți pe cai mari, dragii mei, pești, s-ar putea să faceți o călătorie, în unele cazuri într-o altă țară. Banii pleacă. Probabil salariu, probabil o promovare, de ce nu, sau vi se mărește salariu, sau primiți salariu cu ajutorul căruia veți face o călătorie, probabil la finalul acestei săptămâni. Este o săptămână bună pentru a vă investi smart banii pe care îi aveți, economiile în sfârșit. De asta spuneam, sunteți norocoși din punct de vedere al banilor, pentru că s-ar putea să obțineți o recompensă sau o mărire de salariu. Foarte bine v-ar veni, dacă mai sunteți în activitate profesională, v-ar veni jobul acesta de vânzări, în vânzări, finanțe, vânzări, știți, sunteți buni negociatori. De aceea, dacă nu este vorba de job, s-ar putea să faceți niște tranzacții foarte, foarte faine, inteligente. Astfel încât să obțineți suma de bani pe care ați negociat-o. Câștigați putere, este posibil să începeți construcția unei case sau să construiți un business de la zero. Este o săptămână foarte, foarte bună pentru aceste activități. S-ar putea să luați niște decizii oficiale în semnarea unor acte. Dacă lucrați într-un job de corporate, să spunem ca companie multinațională, aici s-ar putea să fiți atenți că există instabilitate din punctul acesta de vedere și datorită, de fapt, eu văd bine partea plină a paharului, datorită acestei instabilități, nesiguranța la locul de muncă, s-ar putea să faceți această schimbare inteligentă de a deveni propriul angajat. Și în felul acesta să vă securizați din punct de vedere financiar pe termen lung. Cam atât, dragii mei, dragile mele, eu vă mulțumesc foarte mult pentru întâlnirea de astăzi la horoscopul
săptămânii 11-17 noiembrie. Îmi doresc să aveți o săptămână încărcată de realizări și să vină acești bani, pentru că, până la urmă, totul trece prin stomac, să vi se împlinească dorințele și să aveți parte, în primul rând, de pace, tihnă aceea și liniștea sufletească de care cred că toți avem nevoie. Săptămână bună, Doamne ajută, multă sănătate și la mulți ani tuturor celor care își aniversează ziua de naștere în această săptămână, dar și în cele ce vor urma. Doamne ajută tuturor, numai bine, namaste!